Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Avem pentru prima oară invitat la emisiunea noastră pe Marian de la Târgoviște, bineînțeles alături de fiul său. Să rămână și bine v-am găsit! Mă bucur din suflet că ați ales emisiunea noastră Talent Show. Am ales emisiunea dumneavoastră pentru că ne place ceva care ne promovează și se pare pentru prima că oară. Și urmăriți, nu? Ceva normal. Data viitoare veniți cu băiatul, da? Să, să când acum îl prezentăm și data da, viitoare o să vin să... cu băiatul meu, vreau să-i fac câteva melodii frumoase pentru că are talent, are potențial și trebuie să iasă în față, e ceva normal să... Da, în pauză am vorbit cu Neacalu și i-am spus despre băiat, este ok, o să-ți lucreze câteva piese. Cu cea mai mare plăcere o să colaborăm pentru că... Neacalul cred că știe mai bine ca noi și ce trebuie făcut cu el. Sigur. Ce piesă ne cântați? O să cânt prima piesă, o piesă făcută din 2002, o piesă mai veche care pe mine m-a consacrat. Și a doua melodie, o să cânt o melodie nouă, prima audiție, cum s-a spune, În dușmanii mei bag draci, se numește melodia. Păi să... Să fie adevărat, da, adevărat. Întotdeauna piesele mai vechi sunt întotdeauna mai bune. Este adevărat? Adevărat. Adică au rămas cele mai bune cele piese. Mai cele bune mai bune piese vechi. Și singura melodie care pe mine m-a lansat, melodia cu Mamă de Valoare. O să cântați live sau? Deci totul live. Totul live, totul 100%. Live. Totul 100% live, pentru că live am învățat să cânt și asta știu să fac live. Eu mă bucur din suflet că sunteți aici cu noi. Vreau să vă simțiți bine aici la domnul Carol. Cu cea mai mare plăcere, ne simțim bine și vrem să arătăm tot ce putem și noi pentru prima și oară. Și să veniți mai des, pentru că eu nu v-am cunoscut până astăzi și îmi doresc să veniți mai des la emisiune. Cu cea mai mare plăcere și eu și băiatul meu. Și sunt convinsă că și telespectatorii vor să vă vadă mai des. E ceva normal, avem și câțiva fani care ne iubește și... Vedeți? Trebuie să facem ceva. Eu vă doresc mult succes și dumneavoastră și băiețelului și haideți să vă ascultăm. Să rămână și numai bine. Ascultați ce vă spun eu, uitați-vă la Talent Show. Cornelia e lângă tine, uită-te să te simți bine. Ascultă ce vă spun eu, uitați-vă la Talent Show. Eu n-am fac pentru lovele și ți-am cântat din plăcere. Pentru fanii mei, pentru fanii mei.